Gata? Gata. Am avut mașina asta câteva luni, Mihai, pe mână. Nu, am avut mașinile astea câțiva ani. Au, câțiva ani. Și nu ne-a trecut prin... Și am ajuns să le filmăm pe altele. Da. Da, în episodul de astăzi ne-am deplasat în mijlocul naturii. Carina a vrut să ajungă în mall, dar a fost răpită și stă în portbagaj pentru că plouă. Oricum nu putea să meargă cu mine în mall în costumul ăsta. Am venit în apropiere de Craiova, într-un loc frumos, foarte frumos creat de natură, murdărit de noi oamenii prin sticle, plastice, gunoaie aduse și lăsate aici. Pentru al sutelea episod. Ăștia sunt pescari, știi? Când veniți în natură, indiferent ce vreți să faceți în ea, luați-vă gunoaiele înapoi. Mai bine le aruncați pe străzile unui oraș, ale unei localități, de unde poate vor fi strânse de către cineva, decât din mijlocul naturii, unde nu vor fi strânse decât de inundații și de ploile de primăvară duse în râuri, din râuri în Dunăre și din Dunăre în oceanele planetei. Punct. Astăzi avem un fel de bunic. Mașina de astăzi este bunicul Dusterului. Nu? Dacă tu zici, Mihai, tu ești expertul. Nu. Sunt doar un masterchef amator. Așa. Avem un Nissan X-Trail, vechi și de demult, dar foarte, foarte funcțional și cu puțin kilometri. Cu foarte puțin kilometri. Pentru că cel care ni l-a pus la dispoziție și căruia îi mulțumim foarte mult, pentru că a venit tocmai de la București, are mașina în familie dintotdeauna. Mașina are vreo 100 și un pic de mii de kilometri. Nu chiar dintotdeauna, nu. Oricum știe toată povestea. Nu ne mișcăm pentru că și eu sunt sub un acoperiș. Pentru că da, picură. Și picură. Stăm bine cu lumina, da. Haide totuși să încercăm să facem. Hai să ne apropiem de ea, că zic eu că nu te plouă suficient de rău. Bunicul Dusterului, că asta este, are... Adică, mai bine zis, a fost copiat de către Duster și de către alte modele Renault și Nissan din prezent, 80%. Mecanica este aceeași, deși estetica arată ca anii 2000. Acestui model i s-a spus pantofarul. De ce? Pentru că este arată ca un dulap de pantofi. Însă, cum v-am zis și în alte episoade, când producătorii vor să fac studiile pentru modelul următor și proiectarea în sine, alocă părți din buget pentru tehnic, pentru design, pentru accesorii, pentru. O mașină din asta care are un design de dulap, automat producătorul nu a investit mult în acel design, asta înseamnă că restul banilor au mers la tehnic. Nissan, care făcea până în anii 2000 numai mașini de teren adevărate și mari, a început să vadă cererea pieții și a scos acest X-Trail, care este un SUV mai mic față de imensul Patrol cu care ne obișnuise până în anii aia. Mai mic și nu atât de capabil pentru off-road, dar vă poate duce maxim echipat cu niște roți corespunzătoare la un traseu de off-road mediu. Nu fără posibilitatea de a rămâne. Ce faci, Carina, acolo? Bine. Poți să te plimbi cu trotineta? Da. Poți să te plimbi cu trotineta prin pădure. Nu pățești nimic în pădurea asta, nu. Animalele au emigrat și ele. Bun. Nissan-ul ăsta. Proiectul este din 2001, lansat tot în 2001. Da, primul an de fabricație este 2001. Are cutie de viteze cu 6 trepte pe înainte. 2001. Mulți producători europeni le-au pus câțiva ani mai târziu. Iar Volkswagen, BMW, Ford și ceilalți nu produceau o mașină de dimensiunile ăstea în anii respectivi. Eu cred că nici acum. Ba da, acum produc. Sau... Păi lasă la dimensiuni, da. Este o mașină cu tracțiune față și cu un sistem 4x4, să zicem, inteligent,
cu o funcție auto și cu un blocant central. Cum v-am zis mai devreme, nu are aceleași capabilități off-road, care are unui off-roader veritabil cu diferențial spate blocabil, diferențial central blocabil și în cazurile extreme, cum doar câteva mașini au și diferențial față blocabil. Dar Nissan-ul ăsta vă duce peste tot aproape. Exceptând situații extreme, mlaștin, nămol, plaje și așa mai departe. Cum vedeți, aici am urcat-o pe o iarbă semi-udă și a urcat cu niște anvelope care sunt, cred că, mixte. Mixte și de dimensiunea cu care vine din fabrică. Modelul care îl avem noi are un motor de 2 litri pe benzină, pe care o să-l filmăm, pentru că este un motor pe benzină din cele bune, fără turbo, un 2 litri aspirat, care are, cred, 136 de cai putere și se regăsește și pe alte modele Nissan și Renault. Cum v-am spus în nenumărate episoade, Renault face motoare bune. N-am contestat. Exact. Și tablă bună. Uite, de exemplu, Nissan-ul ăsta nu mai are tabla atât de bună. E făcut de Nissan, nu de Renault. Știi că atunci când da. E ceva era sol... Și rugina așa a spus cuvântul. Da, mă, Mihai, da. Tu mai ții minte X5-ul? Da, știu. Știi ce? Uite, vezi, generația de mașini a anilor ăsta au aceste buze la aripi. Eu am spus-o tot timpul, buza asta nu trebuia proiectată, pentru că buza asta reține nămol, frunze și alte chestii de pe drum și face ca metalul să ruginească dinspre interior. La fel ca la mătușa vitregă sau ce-i vine la guna, avem tot niște aripi din plastic. Nu e rău, pentru la Nissan-ul ăsta trebuie să fie ușor sau să aibă o repartiție a greutății destul de echilibrată, pentru că motorul este în față, cutia de viteză este tot în față, trebuie să au trebuit să o echilibreze cumva cât de cât pe punți. Ia să vedem ce este sub capotă. Și sub capotă este frunze. Le vom lăsa acolo. Se prezintă ok pentru anii care i-are, nespălat, pentru că un motor pe benzină nu e chiar recomandat să fie spălat. Aceste distribuitoare pe fiecare cilindru, dacă se udă de multe ori, s-ar putea să nu fie foarte, să li se scurteze durata de viață și mașina să înceapă să meargă rău. Deja economia modernă apare, aripile și zona de compartimentul motor nu mai sunt vopsite în culoarea caroseriei. Economia își spune cuvântul. Totuși, o mașină ca asta folosită pe teren, să zicem pe un teren care poate fi inundat sau vă prinde o ploaie, o aluviune. O mașină pe benzină poate să pună ceva probleme datorită părții electrice și felului în care un motor pe benzină funcționează. Așa că dacă vă place foarte, foarte mult off-road-ul și vă luați o mașină pentru așa ceva, luați-vă una cu motor pe motorină. Aici avem priza de aer. Asta înseamnă că mașina are o capacitate de trecere prin vaduri de apă destul de înaltă. Însă nu treceți cu niciun fel de mașină care nu este echipată cu acele snorkeluri pentru traversări. Dacă apa depășește înălțimea jantei, nu a roții, a jantei. În momentul în care apa va fi înaltă, pe lângă faptul că mașina va începe să plutească un pic pentru că cauciucurile sunt pline cu apă, se va inunda și interiorul automat la foarte, foarte multe mărci de mașină. Ar trebui să încercăm să o filmăm puțin pe dedesubt. Dar, bine, cineva va trebui să se tăvălească, dacă va vrea. Pentru că dacă o să prindem odată un Duster, să ne băgăm și sub el, efectiv, punta spate, suspensia spate este identică. Ce a rămas prin depozitele Renault-Nissan au fost exportate în România. Și în celelalte țări unde se fabrică Duster-ul. Aș vrea să prezentăm interiorul. Numai că interiorul mașinii este
aproape îngrozitor. Dar pentru asta hai să o dăm jos, pentru că nu pot să stau în ea, da, în planul ăsta prea mult, ca să și explicăm. Facem un cat aici și o dau aici. Pentru o mașină care are foarte, foarte mulți ani și încearcă să vii pe lângă mine pe aici, avem banchete spate reglabile ca poziție. Deci putem sta cu bancheta în poziția asta, dar putem sta și cu bancheta în poziția asta. Da. E ceva pentru o, pentru o mașină din generația... Asta e ceva destul de wow. Intrăm? Carina, ia urcă-te tu la volan și mă urc eu în dreapta. Am stat prea mult la volanul Nissan-urilor. Știi unde are mașina asta suport de pahare? Și alea sunt tot niște suporți de pahare. Ia fi atent. Și în partea cealaltă. Dar astea de aici știi ce sunt? Ce sunt? Sunt pentru pus doze de băutură și ele sunt răcite. Când, când merge, deci când merge sistemul de aer condiționat și la Nissan-urile astea merge, nu se strică, astea de aici sunt răcite. Deci e foarte tare. Iar aici avem efectiv suporții bine. Acum, da. Sunt pentru niște doze puțin, dar da. Există în 2005 un facelift la ea și se schimbă partea consola centrală, bordul rămâne în aceeași poziție, iar astea, orientat spre șofer. Iar astea aici apar niște găuri în care băgăm dozele. Ce este foarte interesant la Nissan este că Nissan a fabricat modelul ăsta din 2001 până în 2013, chiar 14. Cred că este printre cele mai longevive modele de mașină produse vreodată. Poate și pentru că foarte mulți ani nu a avut concurent. Ce este iarăși util și dacă vreți să vă cumpărați o mașină din asta, pentru că eu vă recomand, luați-vă una cât mai nouă, pentru că aveți prețuri de service și de piese la ea ca pentru o mașină din 2001. În mecanică, bineînțeles, exceptând motorizările care se schimbă odată cu trecerea timpului, sunt cam aceleași componente, adică la o mașină din asta, ceva de gen bilete antirulă costă sub 100 de lei, cele de calitate, plăcuțe de frână, tot așa, și plus că este o mașină rezistentă, care o puteți exploata mulți ani în România. Și cred că este de la Euro 3 până la Euro 5, trece prin 3 norme euro. Nu știu, e indicată, să zicem, pentru o familie, cei care locuiesc în cartiere de-astea neasfaltate. Da, deci e foarte ok. În zone din astea lângă orașe sau în zonele care orașele încă se dezvoltă, e o mașină foarte utilă pentru chestia, pentru deplasări de genul ăsta. Torpedou de acolo, torpedou care s-a rupt. Ani și-au spus cuvântul la mașina asta. Tot felul de spații de depozitare pe consolă. E practică. Plus că o să mă urc și în spate, este ceva loc în ea. Chiar pentru 4 adulți, și o să ajungem la portbagaj, unde o să vă explice Carina că sunt unele lucruri legate de portbagaj al mașinii, pe care Carina vi le va... Și trapa, ce s-a întâmplat cu ea? Mă rog. Mă scuzați. Știi ce e curios la Nissan-ul ăsta? În ciuda vârstei, totul funcționează la ele. Deci, totul funcționează. Ia să-i dai, ca să nu picură pe... Nu mai vreau că s-a oprit ploaia. Mergem în spate sau? Nu poate să-ți placă mașina, adică... cumva... nu-ți cumperi un Nissan din asta pentru că îți place modelul, că nu are chestii estetice plăcute, dar are foarte, foarte multe chestii practice. Gen buzunarele la scaun, adică... Urcă tu acolo, că nu poți să... Dacă... Luați copiii cu dumneavoastră, puteți să le băgați aici tot felul de chestii, de hârtiuțe, de jucărioare. Avem aici, pe consola centrală, spațiu pentru doze. Trapa asta e foarte plăcută la drumuri lungi și este de dimensiuni impresionante pentru... Gândiți-vă, este o mașină care are dotările astea din anul 2001, nu ceva an mai târziu.
Ce o strică? De exemplu, cromul ăsta de pe mânere nu și-are rostul. Eu nu-l puneam, dar, mă rog, oglinzi mari, vizibilitatea cât în față cât și în spate când privești în ele, veți descoperi că e foarte ușor de mers cu ea prin orașe. Exact ce v-a spus și Cosmin. E o mașină polivalentă, cumva, cu niște prețuri de servici mici și rezistentă. Dar bucureștenii nu veți plătea folosi prea ieftin, pentru că vă veți lovi de acea taxă de pom tăiat numită Gabriela Firea și așa mai departe. Ziceai ceva de portbagaj? Da. Carina? Da. Cum ți se pare acest portbagaj? Accesorizat. Da, pe lângă chestiile care le are posesorul. Știi ce e foarte, foarte interesant la modelele de Nissan cum iasă și alte modele de Nissan? Nu au o mochetă în portbagaj, au numai plastic. Ceea ce e excelent. Este excelent că poți transporta un cățel, îl poți duce în parc, îl poți duce unde îi place să se înmolească, se poate urca în mașină și o vei sterge cu o cârpă. O mochetă suferă. De asemenea, poți transporta, porta obiecte murdare, banchetele se și rabatează, se face complet plan orizontal. Cred că intră un frigider bunicel. Dacă mai sunt până acum, urmează momentul Carinei. Începem să-i obișnuim la fiecare. Da, o să vă obișnuim în episodul următor cu niște intervenții ale Carinei, de care nu trebuie să vă speriați, pentru că Cosmin se va juca cu ele la partea de editare. Adică din mine va sări în Carina. Așa? Așa? Și din Carina în reclame. Reclame? Reclame. Mă rog, hai că vedem. Nu ne reclamă nimeni, reclame la alte chestii. Cam atât am avut eu de spus despre ea. Bine. Fiind o japoneză, mașina asta are bușonul de rezervări pe partea stângă și țeava de eșapament pe partea dreaptă. Găurile acestea din tetiere sunt făcute pentru pasagerii din spate să aibă vizibilitate și în același timp împiedică să le vină rău în timpul mersului. Ghiciți unde e stopul de ceață la mașina asta. Mihai, iar mi-ai stricat surpriza! Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că această mașină împarte platforma cu Almera și Primera. Un punct slab al acestei mașini este faptul că toba finală este puțin cam jos amplasată, iar pe off-road poate fi cu ușurință lovită. Adâncimea maximă a vadului de apă pe care poate trece mașina asta este de 53 de centimetri. Merge? Merge. Nu uitați pe că... Nu uitați că pe Carina o găsiți pe celebrul Instagram Carina E Fetica, unde cel mai șmecher Instagram. Cel mai șmecher, are mult mai mulți urmăritori decât are întreg canalul nostru, nu știm de ce. Cei care o urmăriți acolo, mutați-vă. Se pare că e o problemă de portbagaje. Pe YouTube, pentru că pe YouTube o vedeți alături de noi. Da. Apăsați like, subscribe și dacă vreți, urmăriți reclamele. Bye! Bye, bye!